După 12 ani de la înființarea Academiei de Advocacy, în care ne-am, perioada în care ne-am ocupat numai de un singur lucru, pe relația dintre societatea civilă și decidenții politici și mai ales influențarea politicilor publice în favoarea grupurilor de interese reprezentând interesele societății civile și analizând evoluția clasei politice și tot ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani, am ajuns la o concluzie întărită de proiectul care l-am încheiat de mult, un proiect mare național. Proiectul Campaniile Coaliției 52 urmărește să dezvăluie cetățenilor interesați uneltele pe care le au la îndemână pentru responsabilizarea decidenților publici, iar timp de 2 ani proiectul va informa, va instrui și va asista pe cei interesați în a utiliza acest instrumentar pentru a câștiga încrederea că își pot determina aleșii să pună în practică voința lor pentru beneficiul societății. Campania folosită de noi cu această ocazie, a Coaliției 52, este în primul rând de monitorizarea modului în care se implementează legea 52 a transparenței decizionale în România. Astăzi ne aflăm în Arad, după ce am fost la Reșița, Deva și Timișoara. Cum vă spuneam, suntem în Arad, un oraș care știu că aplică și legea 544 de acces la informațiile publice și primăria din Arad este o primărie, una dintre puținele primării din țară transparente. Coaliția 52 a apărut ca o nevoie de încurajare a colaborării dintre societatea civilă și autorități și are ca scop îmbunătățirea cadrului legal deja existent pe baza cunoașterii și aplicării legii numărul 52 din 2003. ONG-urile arădene susțin acest demers și consideră că prin acțiunile pe care le dobândesc pot duce la schimbarea mentalității și la o bună comunicare între autoritățile publice și cetățeni. Acest proiect este un prim pas spre democratizarea României pentru că, în primul rând, ajută ONG-urile să aibă anumite legislative corecte din punct de vedere, anumite inițiative corecte din punct de vedere legislativ, juridic și așa mai departe, lucruri care sunt importante când chiar vrei să schimbi ceva și chiar vrei să ajungi la un anumit punct și cred că e important mai ales pentru tineri, pentru că tinerii încearcă tot mai mult să se implice și este oarecum și atractiv, fiind vorba de alte ONG-uri din diferite domenii și e o perspectivă oarecum pentru tine. Eu de asta sunt aici, pentru că am decis să mă implic. În prezent, din cadrul Coaliției 52, fac parte peste 400 de cetățeni, dar și ONG-uri având același scop, de a se implica în acțiunile societății care duc la o bună dezvoltare între comunități și autorități. E foarte bun, dar nu știu dacă va avea, cum să vă spun eu, influența asupra autorităților, care sunt total imune la problemele cetățenilor. Cum credeți că ar trebui să se implice cetățenii mai mult? Nu știu dacă cetățenii ar trebui să se implice mai mult. Cetățenii se implică. E ceea ce aștept din 2003. O înțelegere a intereselor noastre vis-a-vis de drepturile care ne le oferă legea. Atâta tot. Și n-am reușit să obținem nimic. Din potrivă, s-a făcut cu recunoașterea a făptașilor acte ilegale. Ilegal s-au făcut niște treburi care, de fapt, ni s-au luat nouă. Și astăzi am sperat și sper să auzim cum trebuie să procedăm ca cineva să ne bage în seamă totuși. Astfel de reuniuni ale Academiei de Advocacy au avut loc în toată țara, prezentându-se resursele de care dispune asociația și nevoia de a aduce oameni dornici de a se implica în acțiuni. În primul rând, asta pleacă de acasă. Să fim mai civilizați, să fim educați, să nu aruncăm pe jos hârtii. Pornește de la lucruri mărunte și după aia toate celelalte derivă de aici. Numai că e foarte greu. În ziua de azi, copiii, tinerii, să facă și acțiuni caritabile, prin bunăvoință. Primăria să se implice mai mult, să aloce mai multe fonduri pentru tot felul de proiecte, să finanțeze. Acțiunile coaliției au fost prezentate în peste 20 de orașe ale țării în scopul sensibilizării opiniei publice referitor la importanța transparenței actului decizional la care au luat parte atât cetățeni cât și clasa politică.